Eu sunt Anca, iar videoul de azi va fi puțin mai narcisist decât cele anterioare. Poate nu chiar la fel de narcisist cum a fost cel în care nu m-am uitat în oglindă timp de 24 de ore, pe care, dacă nu l-ați văzut, uitați-vă aici. Astăzi să facem ceva puțin mai diferit și special de ceea ce am făcut în ultimul timp, că în ultimul timp am avut clipuri destul de calitative și o să facem ceva mai micuț, repetitiv, ce n-am mai făcut din 2017, dar ceva ce voi ați vrut și eu am vrut și mi s-a părut interesant pentru că s-au adunat mai multe astfel de poze amuzante cu text, adică mimuri. Așa că astăzi o să reacționez la mimuri cu mine făcute de voi. Mimurile sunt amuzante și relatable. Let's go! Acel moment când cineva îți spune un secret, dar tu îl știai deja. Fața mea din poza asta spune mai mult acel moment când îți vine faci treabă la liceu, dar trebuie să te ții. Ei, sunt 500 de lei, măi, uite aici. Ce ăla, Eminescu, ce ăla? Țanca, vă rog frumos. Bulina roșie din bulina albastră reprezintă șansa mea de a mă întâlni cu Anca. Să știi că nu e chiar așa de mică șansa. Dacă prin poza asta vrei să zici că ai avut o șansă mică, trebuia ca să nu se vadă deloc bulina roșie. Știi ce zic? Anca, Doamne, ce frumos ești așa. Da, cu condițiile astea, cum să nu? Oh my, oh my. Da, cred că motivul pentru care eu o să acolo în numele meu, deși eu poză cu Shelly, cred, nu mai țin minte, probabil, posibil, pentru că e foarte, foarte veche poza. Cred că eu i-am făcut condițiile alea. Vremuri bune, vremuri bune. Prietenul ăla care face atmosferă oriunde merge, bineînțeles, trebuie să ai prieteni când tu ești acolo pe scenă și îți dai toată silința să încânti publicul. Păi ce mai faci? Susținători sunt prietenii tăi, ăia care e. Wop, wop, ei, ei. Bine. Când aia pe care nu o suporți se întoarce cu spatele, ce rect. Dacă aia pe care nu ar suporta s-ar întoarce cu spatele, aș reacționa bine cu o plecare. Acel moment când crezi că ai cea mai proastă zi, dar fix atunci afli că nu mai dă serialul tău preferat. Da, frate, e foarte trist. Eu, mâncare. Ce? Ok. Nu, nu. Se întâmplă prea multe lucruri în poza asta, dar îmi place cum absolut fiecare dintre noi era pe filmul nostru. Atunci când dai test la mate și fiecare dintre noi gândește total altceva și eu ceva gen, dar că 1 plus 1 e egal 2? Oare au salarii bune la MEC? Nu. Dacă 1 plus 1 egal 2, înseamnă că știi răspunsul la problemă și că o să iei notă mare. Proiectul pe care l-ai făcut singură, profa și colegii de profesie. This is so relatable. Cine a făcut mimul ăsta? O da lovitura cu el. Da! În moment când vine măta de la magazin, dar nu ți-a cumpărat nimic dulce. Știu, foarte trist. Chit că caption-ul nu are nicio legătură cu captura de ecran de la video, de la mim, că e o captură de ecran dintr-un video. Dar țin minte când eram mică și îmi luam maică-mea de la magazin de fiecare dată când venea de la servici o ciocolată, o napolitană, o chestie, o trestie și pe măsură ce creșteam, se răreau chestiile astea și devenea o tradiție până când nu mi-a mai luat nimic. Când ție-ți confiscă telefonul proful, dar pe restul nu-i observă. Uitați-vă puțin la fața mea în poza asta, ziceți și voi dacă poza asta nu e atât de memeable. Pe asta am pus-o pe Insta Story când eram în turneu să faceți voi mimuri cu ea și ați făcut chiar câteva mimuri suficient de bune. Acel moment când îți dai seama că nu ai viață socială. Acel moment când ești cu prietenii în oraș și rămâi fără baterie la telefon. Dup. Când vezi un băiat uitându-se insistent la tine. Oare așa mi-a fost sortit să mă căsătoresc cu el? Sorry. But this is so cringe. Nu, nu așa mi-a fost sortit să mă căsătoresc cu el. E doar un băiat care se uită la mine. Așa. Random, doar din întâmplare. Voi nu faceți eye contact cu oricine. Sorry, dar este cringe. În fostul te întreabă cum o mai duci. Foarte bine, foarte bine. Ai. Acel moment când tot se ceartă dacă răspunsul la exercițiu de la test a fost 5 sau 10, dar ție ți-a dat Europa. Da, frate. Când eram în clasa a 8-a, am avut la limba română un exercițiu cu tipurile de propoziții și era din ăla cu variante de răspuns și știu că erau ca variante de răspuns subiectivă, predicativă și atributivă și... Și mă sună mama. Alo, filmez. Poți să te sun în 2 minute? Bine, pa!
That was short. Așa. Eu am pus predicativă, multă lume am pus subiectivă. Unii profi ziceau că e subiectivă, unii cu predicativă și până la urmă s-au luat corecte ambele variante, ca după să te trezească deștepții ăștia care au pus atributivă și să zică: "Nu, dar dacă s-au luat alea două, nu se ia așa treia." Și așa e aici cu Europa. The Motans sau The Motans? The Motans. Bine, nu-i chiar un meme, da? M-am văzut cum ne-a prins pe amândoi în screenshot-ul ăsta. Așa. Acel moment când mergi la unici cu verișori și vă puneți să faceți o poză împreună. Erau acolo super happy. Uitați-vă la ăștia doi. Erau ceva genul: scăpați-vă de asta. Hey, oh well. Când crush îți dă mesaj, dar când zice că a greșit numărul, puteți observa în poza asta cât de... cât de subtil așa trece zâmbetul meu de la un zâmbet ăsta super adevărat la unul. Fals. Iar mă puneți în mimuri cu Sherry. Vorbește mult fata asta. Kill me, please. Da, o reprezentare foarte accurate a prieteniei mele cu Sherry. Acel moment când dai vina pe fratele tău mai mic, chiar mai te crede. Ai, ai. Acel moment când prietena ta spune că vine în 5 minute, dar a trecut deja jumătate de oră. Da, Miții este o reprezentare foarte accurate a mea. Eu sunt tot timpul cea care e foarte punctuală. Bine, retrag, asta nu sunt. De multe ori încerc să fiu, oricum am prieteni care întârzie mai mult decât mine. Hater, Anca josește părul prea des, eu. Mă observ săptămâna viitoare, apropo. În caz că vreți să mai fiți un pic hater. Acel moment când spune că îi plac fetele care trăiesc periculos. Mama Anca, ce periculos era, era ușă deschisă în tren, hai să facem o poză. Cel moment când reușești să-l desparți pe crush de iubita sa. Păi nu înțeleg fetele astea care încearcă să despartă cupluri. Când văd că e un cuplu și că-s așa de îndrăgostiți unul față de celălalt, de ce ai vrea să-i desparți? De ce ai vrea să-i pui bețe în roată? Dacă o să se despartă de ea, o să se despartă pentru că nu le merge lor relația, nu pentru că tu ai vrut să-i desparți. Dacă nu le merge lor relația și ei se despart, după... e timpul tău, poți să ceri dacă îl placi pe crush. Dar niciodată nu te băga într-o relație. Ai înțeles? Oh my god, o poză foarte rară cu Andra Gogan și Shelly și eu. De ce caut eu aici? Nu știu, de oricum am venit doar pentru mâncare. Pe vremea că mâncam mult. Deși n-am venit pentru mâncare. Deși cred că filmasem un video în care gustam dulciuri din ceva țară atunci. Când mama te întreabă ce notă ai luat la BAC. Bă, oameni, hai să avem o discuție despre educație, despre BAC, despre facultate și despre planuri de viitor. 30 secunde vă țin și după aceea ne întoarcem la mimuri. Nota de la BAC e importantă. E importantă dacă vrei să dai la o facultate la care ai nevoie de nota de la BAC, dacă nu învață pentru ceea ce vrei să dai, dacă nu vrei să dai la o facultate, atunci învață cât să-ți iei BAC-ul, să ai diploma aia, pentru că nu se știe când în viața ta o să-ți trebuiască. Și da, nu se trece în catalog nota de la BAC, dar te ajută maxim. Eu cu nota de la BAC am intrat la facultate și am luat și bursă pe baza ei. 9.73 pentru cei care m-ați întrebat, pentru că am primit foarte multe întrebări cât ai luat la BAC. Am răspuns într-un video imediat după ce am dat BAC-ul și da, nu mai întrebați cât am luat la BAC. Și să știți că nu e chiar așa de greu BAC-ul. Anca a fost super frumos în Dubai. Lidia iar se laudă Anca că a fost în Dubai. N-am fost niciodată în străinătate. Știți cât e de trist asta? Acel moment când vrei să-i faci o farsă lui fostul din 1 aprilie. Ce privire malefică! De ce îi face asta? Cine face asta? În moment când realizezi cât de urâtă ești fără machiaj. Duș! Ok, da, am o față minunată, știu. Anca broască, Anca pe masă, Anca mă lasă, Anca te poasă. Well, cred că putea să fie ceva de genul Anca broască, Anca mască, Anca cască, Anca... regească. Cred că rima mai bine, dar interesant această analogie. Și cu asta, ăsta a fost ultimul meme pe care l-aveam salvat. Poate o să mai fac peste un an, doi, când o să rămân iară în pană de idei pentru vloguri. Încă un video în care reacționez la meme-uri de la voi, o să trebuiască să strâng din nou câteva meme-uri. Oricum, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și să-mi lăsați un comentariu cu ce idei de video mai aveți pentru mine. Și dacă doriți să vedeți mai multe, vă invit să vă abonați canalului meu. Pun câte un clip nou. Miercuri. Nu! 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 Puneam 3 clipuri pe săptămână, începând cu săptămâna asta, spun numai câte 2 clipuri pe săptămână, pentru că vin examenele, pentru că vine licența, pentru că vine banchet, absolvire și o mulțime
de alte activități din cauza cărora nu mă voi putea ocupa de vlog și decât să fac 3 videouri pe săptămână care nu sunt calitative și sunt făcute doar ca să fie făcute, de săptămâna asta o să fie doar 2, marți și sâmbătă de la ora 16. Nu uitați să porniți clopoțelul și să puneți acest video la voi pe story și aveți șansa să apăreți în shoutout-ul de la sfârșitul videoului viitor. Eu am fost Anca, vă mulțumesc că m-ați urmărit toată poezia asta și până data viitoare, adios, pa!